Întâlnirea dintre fermierii protestatari cu ministrul agriculturii și industriei alimentare, care urmea să aibă loc astăzi, a fost amânată pentru ziua de vineri, ora 14. Anunțul a fost făcut de către serviciul de presă al ministerului, menționând că instituția are nevoie de mai mult timp pentru a analiza în detalii problemele agricultorilor. Între timp, astăzi fermierii au anunțat că nu vor protesta, întrucât trebuiau să se întâlnească cu ministrul Bolea. Totodată, agricultorii anunță că joi, 22 februarie, vor ieși din nou la proteste pe drumurile naționale. În comunicatul Ministerului Agriculturii se spune că amânarea discuțiilor este motivată de necesitatea de a acorda timp suplimentar pentru analize detaliate și pentru a permite tuturor instituțiilor implicate să abordeze amplu solicitările agricultorilor. Această decizie a fost comunicată și reprezentanților Asociației Forța Fermierilor, care sunt în mod direct implicați în aceste discuții, anunță instituția. Contactat pentru a comenta anunțul făcut de Ministerul Agriculturii, președintele Asociației Forța Fermierilor, Ion Plămădeală, ne-a declarat că guvernul trage de timp, astfel fiind încercată răbdarea agricultorilor. Au rămas ore numărate, 2 zile, când trebuie să iasă în câmp, pentru că timpul, dacă vă uitați afară, este foarte favorabil pentru începutul lucrărilor de primăvară. Și special au mai întins câteva zile, ca urmă să spună că mai au nevoie încă de câteva zile, și tot așa până agricultorii vor să lese mâinile în jos și o să spună, duceți-vă la dracu cu toate soluțiile dumneavoastră, că noi nu avem timp să așteptăm. Totuși, agricultorii au plecat astăzi la sediul Ministerului Agriculturii, în speranța că ministrul Bolea îi va invita la discuții. Până la moment niciun rezultat. Ba dimpotrivă, ne-a anunțat că să amânăm ședința pentru vineri. Asta este încă o dovadă că noi până acum am avut dreptate și am solicitat întâlnire cu președintele Parlamentului, prim-ministru. Deci acum iarăși stăm și tragem de timp, să tragem de timp, că o să vină ministrul Bolea și o să spună ceva. Am contactat Ministerul Agriculturii pentru o reacție la aceste declarații. Purtătoarea de cuvânt a instituției, Daniela Turculeț, ne-a spus că ministerul încă o dată reiterează motivul anunțat pentru care a fost amânată întâlnirea, deoarece ministrul are nevoie de câteva zile pentru a analiza revendicările agricultorilor. Ioan Plămădeală, președintele Asociației Forța Fermierilor, ne-a declarat că astăzi protestele nu vor continua pentru că fusese preconizată întâlnirea cu ministrul Bolea. Dar în zilele următoare sunt așteptate acțiuni spontane, iar prima va fi chiar mâine, așa cum se spune într-o notă emisă presei. Agricultorii informează societatea că deja au discutat cu mai multe bănci comerciale, care au specificat că mecanismul de garantare propus de guvern este imposibil de implementat pentru fermieri, care au credite restructurate fără modificarea regulamentului BNM. Băncile nu pot recredita agricultorii care au împrumuturi cu plata întârziată, deoarece acestea sunt considerate neperformante. Plus, multe bănci sunt foarte rezervate în raport cu garanțiile ODA. În acest context, agricultorii anunță că vor ieși mâine la protest și vor avea marșuri cu tehnica agricolă. Deciziile concrete despre acțiuni va lua fiecare raion în parte, se menționează în nota informativă. Am solicitat un comentariu de la Ministerul Agriculturii referitor la aceste afirmații. Purtătoarea de cuvânt, Daniela Turculeț, ne-a declarat că noul mecanism propus agricultorilor, creditul agricol de urgență, vine din start cu prevederea ajustată necesităților agricultorilor care au renegociat creditele la bănci, adică sunt clasificați în categoria substandard. Așadar, se lucrează asupra ajustării prevederilor pentru a exclude obstacolele care în trecut limitau accesul la finanțare. Criteriile de eligibilitate pentru creditul agricol de urgență sunt proiectate să fie inclusive și accesibile, ne-a declarat ea. Între timp, ministrul de interne s-a expus asupra cazurilor de ieri, când un grup de agricultori din raionul Ceadăr Lungă, porniți să protesteze, au fost opriți din drum de către oamenii legii, care afirmau că șoferii sunt stopați din cauza încălcărilor circulației rutiere și că nu e vorba doar de fermieri. Fermierii au fost somați să elibereze, să deblocheze traseul către Leușeni. Cei care s-au conformat acestor somații s-au conformat, care nu le-au fost înmânate acele preavize. Ei încă nu au fost sancționați, le-au fost înaintate doar procesele. Riscă pedeapsa pentru blocarea traseelor în conformitate cu regulamentul circulației rutiere. Ați văzut din numărul de mijloace de transport care au fost în blocaj, practic care nu s-au conformat, au fost somați.
Precizăm că marți, la întâlnirea cu agricultorii, guvernul a propus în calitate de soluție pentru fermierii ieșiți la protest creditul agricol de urgență. Mecanismul potrivit executivului urmează să devină funcțional din 1 martie și le va permite agricultorilor să acceseze credite de 500.000 de lei cu o garanție de 90% din partea statului. Banii vor putea fi folosiți imediat pentru motorină, fertilizanți, piese de schimb și tot ce au nevoie agricultorii pentru lucrările în câmp din perioada următoare. Fermierii s-au arătat nemulțumiți și au spus că suma poate fi păstrată doar pentru agricultorii micro, însă pentru ceilalți trebuie dublată. Pe lângă mecanismul de garantare a creditelor, ministrul agriculturii a anunțat anterior că din 15 februarie și până pe 15 martie, agricultorii care au înregistrat pierderi în urma calamităților din anul 2023 pot merge la oficiile teritoriale ale AIPA ca să depună dosarele pentru a beneficia de suportul oferit de guvern, în valoarea totală de 50 milioane lei. Un alt punct pe agenda discuțiilor a fost clarificarea situației privind combustibilul donat de România. Anterior, șeful executivului a anunțat într-o emisiune la ProTV că motorina va ajunge în țară în câteva săptămâni, atunci când va fi demarat procesul de transportare.